Nu. Scurt, ca să nu consumăm timpul de emisie. Dacă mai avem 20 de secunde, da. Dar par doi antrenori care sunt capabili de absolutație de orice fel de rezultat. Sunt oameni care au potențial energetic și unul și celălalt. Da. Sunt pasionați de meserie, echipele nu arată rău deloc sau nu arătau. Vom vedea acum cum arată după această întrerupere de 3 luni și... Da. Sepsi interesant. Ideea să nu intre. Dacă ce am văzut în primul meci se confirmă și la al doilea meci. La Sepsi ideea să nu intre în horă, la Hermann Stedt ideea să iasă din hora asta a retrogradării. Mergem la Ionuț Angheluță și Andrei Tivilichi, comentatorii acestei partide, pentru primele cuvinte înaintea acestui al doilea meci de la reluare. Ne reîntrim la pauză și la final. Bun găsit tuturor, vă spun de la această oră, Ionuț Angheluță și Andrei Tivilichi. Avem încă o partidă din etapa a treia play-out-ului Ligii 1. La Sfântul Gheorghe se înfruntă Sepsi și Hermannstadt. În acest moment, în clasament, gazdele se află pe poziția a doua cu 19 puncte. Sibiul este pe locul 3 cu 17 puncte. Trupa lui Vasile Miriuță vine la acest meci cu destule probleme de loc și cu o situație incertă pentru antrenorul Vasile Miriuță. Într-adevăr, o stare de tensiune în lotul Sibiului. De partea cealaltă, Sepsi, care nu a reușit să câștige până acum în play-out, a înregistrat doar două rezultate de egalitate, foarte solidă, mai ales pe teren propriu, foarte greu de învins în mandatul lui Leo Grozavu. Așteptăm o partidă de mare luptă, iar Sepsi începe această partidă. Unițu în poartă, Dimitrov, Buena, Tincu, Ștefan, Ahbar, Vașvari, Fülop, Dumiter, Șafranco și Ștefănescu. Imediat vom avea și formula de start a oaspeților. Da, frumos cadrul, cu suporterii lui Sepsi. Bun, distanțarea nu exista în acel balcon. Figueiredo în poartă pentru Hermannstadt, Vode, Viera, Stoica și Opruț în apărare, Dâlbea și Romariu la mijloc, Dumitriu în spatele lui Bolan, în flancuri Petrescu și Cordea. Gazonul se prezintă în condiții foarte bune, sunt ceva nori, să sperăm totuși că nu va ploa. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu lovitura de start a acestui meci de la Sfântul Gheorghe. Cu numărul 95. Și iată că se încheie prima repriză cu gazdele în avantaj. Yes! Bravo, mă! Te-am zis eu, băieții noștri. Ole, ole. Hai, Cosim. Ce faci, mă? Ce? Păi n-am luat unul amândoi. Păi ba da, dar eu am dat cheia și am luat pauză și am pus doi la final. Ha, băieții, focul la ei, dă-te un pic mai așa, că mi-a băstești canapeaua. Super oferte live pentru cei care iubesc răsturnările de scor. Sporting Bet, pentru că iubim fotbalul. Acum poți să ajungi pe stadion cu un singur click. Zdran! Aici joacă românii, tati. E, dacă nu poți să mergi tu la stadion, vine stadionul la tine. Pentru că totul e despre live, despre instinctul tău și despre cât de repede ți-ai acceptat pariul. Vrei pariuri la minut și cel mai rapid live din România? Intră pe casapariurilor.ro sau în aplicație. Ca să fie bine! Încrederea pe care ți-ai pus-o noi în ultimele săptămâni ne motivează să facem totul mai bine, mai rapid, mai în siguranță. Rezervă online ce-ți dorești și ridică-l pe loc din magazin sau ți-l aducem noi la ușă, în aceeași zi. Ia-ți televizorul LED Smart Samsung UHD 4K cu diagonala 108 cm la numai 1399,9 lei și televizor QLED Smart Samsung Ultra HD 4K, diagonala 123 cm la 2649,9 lei. Altex, rezervă produsele în magazin și noi le aducem în aceeași zi până la ușa ta. We Danes believe that so much can be said with just an expression. Probably. La Hervis Sports cumperi 2 plăci cu 3. La achiziția oricăror două articole de încălțăminte, îmbrăcăminte, role sau trotinete, al treilea este gratis. Doar între 11 și 14 iunie. Hervis Sports. Dove Paolo? Oh, ma che fine ha fatto Paolo? Paolo! Non lo so se... Paolo, per piacere, dai! Perché quel giorno hai detto amore. Bine moriți!
l'italiana, autentica. Am încetinit ritmul când prioritățile ni s-au schimbat într-o secundă. Acum ne continuăm drumul atenți la ceea ce contează cu adevărat. Ai grijă de tine. Ascultă-ți corpul. Singura rețea medicală cu 8 acreditări internaționale e aici pentru tine. Regina Maria. Cum devine Häagen-Dazs? Häagen-Dazs? Ei bine, pur și simplu, nu facem compromisuri. Folosim cele mai bune ingrediente posibil și le transformăm în asta. Häagen-Dazs, ingrediente de excepție, înghețată extraordinară. Noua Skoda Octavia e aici. Complet reinventată ca să provoace bucurii. Cu un design surprinzător, noua Skoda Octavia aduce mai mult spațiu, mai multe inovații și mai multă siguranță. Testează și tu cea mai bună Octavia din toate timpurile, la showroom-urile din toată țara. Skoda. Simply clever. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. Wait, you're close up. And if I didn't think it was worth one try, I'm gonna roll myself up in a big ball and fly. 500 de mii de pariori au câștigat deja pe Winmasters. Tu poți fi următorul. Winmasters.ro. Înregistrează-te acum. La Unibet tu îți creezi pariurile. Cu opțiunea exclusivă creare pariu multiplu, acum poți combina în premieră mai multe pariuri, nu doar dintr-un singur meci, ci din meciuri diferite. Toate pe același bilet. Unibet, de la jucători pentru jucători. Este momentul să trăiești la maximum experiența pariurilor sportive pe Betano și poți câștiga în luna iunie un premiu special. Betano.com. Jocul începe acum. Pe orice ecran din lume, ei joacă mereu la fel, până la capăt. Oriunde pe teren sunt ei și oriunde ai fi tu, te aud mereu. Fii mereu cu ei. Casa pariurilor Liga 1 e din nou live. Aici joacă românii. Marius Avram dă startul acestei partide dintre Sepsi și Hermannstadt cu o lansare spre Ștefănescu. Se luptă acolo și Șafranco, minge care iese în afara terenului. Două echipe solide care traversau o formă bună înainte să fie întrerupt campionatul. Să vedem de unde reiau această formă. Ne-am la Hermannstadt s-au întâmplat lucruri mai ales la nivel administrativ. Altfel s-au plătit niște salarii. Ar fi liniște din punct de vedere financiar, liniște din punct de vedere al luării licenței. Sepsi nu a trăit astfel de turbulențe. Din contră, lucrările la noul stadion avansează și e foarte probabil ca din sezonul viitor Sepsi să joace pe un nou stadion. Minge respinsă de Tincu din mijlocul careului. Vodă, dă și pleacă. Este intercepția lui Fülop, întâmpinat acolo de Romario. Reușește să-l dribleze. O lansare însă cam de vreme a venit pasa lui Fülop. Excelentă ieșirea lui Figueiredo. Două echipe care au făcut meciuri spectaculoase în acest sezon. A fost un Sepsi Hermannstadt pe 21 septembrie, 3-0. La retur a fost un 2-2. Era primul meci al lui Vasile Miriuță pe banca sibienilor în acest mandat. O lovitură liberă în această fază în favoarea lui Sepsi, o intervenție a lui Ionut Stoica, unul dintre fundașii centrali de la Hermannstadt. Contact acolo între Stoica și Ștefănescu. Reușise jucătorul lui Sepsi să dea mingea pe lângă adversarul său. Probabil Fülop va executa din această poziție.
Cristiano Figueiredo, atent, portarul lui Hermannstadt la această lovitură liberă, un elan care ar putea indica un șut la poartă al lui Ișvan Filop din acea poziție, deși scrutează și careul de 16 metri, se vadă ce sprijinare, centrare acolo și balon care iese în afara terenului. Este doar aut de poartă, Rashid Buena în imagine. El s-a aflat la capătul acestei centrări până la urmă. Da, și nu cred că mingea a fost atinsă. Doar repunere din careul mic. Iată-l pe Leo Grozavu, care face o treabă până acum foarte bună aici la Sepsi. A găsit un lot de jucători care răspunde foarte bine la comenzile sale. A croit o echipă pe firea sa, pe felul său de a fi agresivă, arțăgoasă și până acum nu au fost probleme. Cu o victorie astăzi, Sepsi s-ar depărta destul de mult de zona retrogradării, ar pune 8 puncte între ea și primul loc retrogradabil. Da, și cu siguranță ambițiile vor fi mai mari în viitorul sezon. Vorba și de noua arenă, care probabil în scurt timp va fi inaugurată aici, la Sfântul Gheorghe. Trimite în afara terenului capitanul lui Hermannstadt, Osman Viera. Am luat un start de meci în care gazdele au inițiativa. Dumitr, o așezare acolo pentru Dimitrov, stăpânește acea minge. Nu pare să fie cel mai bun control, totuși a ținut balonul în teren, fotbalistul bulgar. Au fost prea multe echipe care să vină aici și să o domine pe Sepsi. De obicei, stilul de fizic al trupei lui Leo Grozavu a avut prioritate. O centrare la care iese Figueiredo, foarte bună. Cea ieșire Ștefan, joacă simplu și, într-adevăr, vedem în colțul terenului acolo un grup de suporteri. Cumva Sepsi este printre echipele dezavantajate, că se joacă fără spectatori, pe locul 6, ceea ce privește media. Așadar, un loc de play-off la acest capitol. Veneau, ar fi venit cu siguranță după o pauză atât de lungă, cred că s-ar fi umplut stadionul la Sfântul Gheorghe. Bine, mi-am dat seama dacă sunt fanii Sibiului acolo sau suporterii lui Sepsi. Am făcut ca un călătorii totuși de la Sibiu suporteri. Poate vom mai vedea cadre, vom lămuri. Acare de la margine, Ormi Ștefan, trimite în spate pentru Tincu și acum puternicul Buena. Pregătește pasa lungă, stopperul lui Sepsi, respinge totuși în centru Usman Viera. Rămâne în posesie, echipa pregătită de Leo Grozavu. Buena, iarăși pasă lungă, devierea lui Șafranco, e bună asemenea minge Șafranco. Dumitr, Șafranco încearcă mai departe pentru Ștefănescu și un fault în atac, dar remarcă într-adevăr acea agresivitate în jocul celor de la Sepsi, echipă care aleargă foarte, foarte mult. E important câți dintre jucătorii actuale lui Hermannstadt se vor mai regăsi în lot din sezonul viitor, pentru că se anunță mișcări de trupe importante, inclusiv la nivelul băncii tehnice. Vorbeam în debutul transmisiei despre o stare de tensiune. Vasile Miriuță părea sigur de prelungirea contractului, asta până ce Iuliu Mureșan și Răzvan Zamfir, vechea conducere, a fost demisă sau a plecat, în fine. Nu i s-a mai propus prelungirea. Era o înțelegere inițială, da. În cazul în care salvează echipa de la retrogradare, Vasile Miruță rămâne automat antrenor și pentru următoarea campanie, dar s-a schimbat modificarea. Vasile Miruță destul de deranjat de această situație. Sunt 9 fotbaliști cărora le expiră contractul pe 30 iunie, 9 fotbaliști din lotul lui Hermannstadt. Se pare că vor veni mulți jucători din Spania și din Portugalia în această vară la Hermannstadt. Da, e de urmărit cu atenție ce se va întâmpla la această formație.
Altfel, lotul 1 destul de generos, în ciuda numai puțin de 5 jucători care nu au făcut deplasarea la această partidă, printre care golgheterul de Beliu. Mi s-a părut intervenție neregulamentară asupra lui Șafranco. Patronul Dioseghi, da, patronul celor de la Sepsis Sfântul Gheorghe. Ariman, Thiago Almeida de Beliu, printre titulari. Caiado, cam pierduse echipa. Gio Santos juca și el când și când, dar de Beliu este cea mai importantă absență a celor de la Hermannstadt. Adevărat, Adrian Bălan nu este un atacant rău pentru nivelul ligii întâi, are deja un gol în 3 partide. Și este un fotbalist pe care te poți baza. O pasă prea puternică a lui Cordea. Încercarea de a-i trimite lui Petrișor Petrescu este aruncare de la margine pentru Sepsi. Da, și m-am edificat, sunt fanii lui Sepsi acolo, pentru că scrie OHK pe acel steag. Da, la acea peruză stau de obicei suporterii echipei adverse. Galeria lui Sepsi este la peluza din stânga. Când nu reușește Hermannstadt să ducă mingea în zona careului advers, poate acum la această lovitură liberă. Multă voie bună în acel bacon. 3, 6, 9, sunt cam mulți, în fine. Lovitură liberă pe care o execută Stoica. Oricum, foarte frumoase imagini surprinse de colegii noștri, aflați la fața locului, pentru a transmite această partidă. Aruncare de la margine, Vodă până la Adrian Bălan, din prima dâlbea, dar era prea aproape de linia de margine pentru ca mingea să ajungă la Vodă. Va fi repunere de la margine pentru Sepsi. Postul internațional de tineret Florin Ștefan, care a făcut pasul și spre Naționala Mare, poate fi o soluție, de ce nu, pe un post sensibil în acest moment la echipa națională. Degajează Stoica, înalță această minge, se luptă acolo Petrescu cu Fülop, este aruncare de la margine pentru Hermannstadt. Același Vodă repune de la margine. Balon pierdut ușor de Petrișor Petrescu. Tot Ștefan, lung spre Șafranco, pins acolo de Uzman Viera. A fost jucător al celor de la Sepsi în sezonul precedent, chiar capitan de echipă. Iese Nițui la această minge. Dumitrov pasă pe jos pentru Dumitr. Dumitrov trimit apoi în adâncime, l-a căutat pe Șafranco, dar balonul este respins de Ionut Stoica, nu reușește să țină deloc de minge fotbaliștii lui Vasile Miliuță. Primele 10 minute și începe deja să se agite Leo Grozavu. Cumva stilul de joc e asemănător, nu se bazează pe un stil elaborat niciuna dintre cele două formații. Iată, cu aceste mingi lungi în terenul advers, cu extreme cât de cât rapide, care vin cu centrări, cu un mijlocaș ofensiv, cazul lui Fülop. Deși Sepsi are niște pasatori buni la mijloc, Fülop, Vajvari, Akbar, sunt oameni care pot plimba bine balonul, pot asigura o circulație bună a mingii. În faul, această săritură a lui Gabi Vajvari, se prăbușește Romario. A ajuns puțin târziu. Vajvari a sărit de departe și când a aterizat, iată. S-a dus cu cotul. Da, cu cotul în ceafă, o lovitură. Cam de galben. Se putea da și cartonaș galben la o astfel de intrare. Dar au risipit repede lovitura liberă cei de la Hermannstadt. Da, spuneam, în ciuda celor 5 absențe, acelor 5 jucători străini care nu au făcut deplasarea pentru că au ajuns târziu la echipă și nu au toate testele efectuate, totuși Hermannstadt aliniază un 11 solid plus câteva rezerve interesante, printre care Iazalde, care de obicei era titular
Iazal de Gomez, un atacant care în repriza a doua ar putea pune ceva probleme celor de la Sepsi. Aș spune că asta e mare întrebare, să vedem cum se va descurca pe fază ofensivă fără Debeliu. Soluții ar fi, dar mărim în această fază fixă a celor de la Hermannstadt, a fost un out. O centrare nu foarte bună a lui Opruț, ninge ajunge în brațele lui Nițui, care se grăbește. Da, Bălan e un atacant care are experiență în Liga 1. Este și Petrescu acolo, putem spune un om de gol la Sibiu, are 5 reușite în acest sezon. Centrare respinsă în afara terenului, a fost încercarea lui Fiulop. Se aud mult mai ușor indicațiile în aceste condiții. Ștefan, Fiulop, din nou Ștefan. Centrare respinsă de Viera. Balon spre Dumiter, Opruț reușește să se impună, continuă Opruț cu o pasă foarte bună la Cordea, schimbă partea spre Adrian Bălan. Bălan în marginea careului deposedat însă de Ștefan. Ștefănescu acum faultat de Adrian Bălan. Un atacant care a luat deja un cartonaș galben. Are doar 88 de minute jucate pentru Hermannstadt, dar are un galben și un gol. La Iași a avut mai puțin de 3 cartonașe galbene. Atacant care vedem cam faultează. Așa, cam pe stilul lui Florin Andone. Da. Se execută scurt lovitura liberă. Suntem în minutul 14, rămâne 0-0, Sepsi Hermannstadt. O posesie mai bună până acum pentru gazde, totuși fără ocazii importante. Diagonala e Gabi Vajvar, este precis. Florin Ștefanii cade mingea în față. Am impresia că putea totuși să ajungă. Parcă s-a oprit, a avut un moment de ezitare la un moment dat. Acesta este Vodă, frumoșul drept al Sibiului. Aproape de o recuperare. Gazdele și iată o pasă pe care o încearcă Firo. Iarăși fault. O intrare a lui Șafranco la Uzman Viera. Îi explică centralul lui Șafranco unde a greșit. S-a dus cu talpa, e limpede. Și asta e cam de cartonaș galben, tolerant însă Marius Avram. Un capac, ar fi și Franco. Da. Ar zâmbește Uzman Viera. L-a șters un pic pe gheată. Lovitură liberă pentru Hermannstadt, care nu a mai câștigat în deplasare în Liga 1 din 2018. Are doar 6 rezultate de egalitate în acest sezon. Și are o mare problemă pentru CBN la meciurile jucate pe teren străin. Ar măcar a marcat în ultima vreme, cam la fiecare meci jucat în deplasare. În excepție a fost partida cu Voluntari, pierdută 0-2. În acel succes din 2018 a fost în derby cu Gaz Metan, 2-0. Pasă pentru Florin Ștefan. Viteză bună, posibilitate de centrare, a încercat totuși o fentă, a vrut să-l întoarcă pe Petricior Petrescu. A fi corner. Încă un moment static pentru Sepsi Sfântul Gheorghe. Sepsi are câțiva jucători buni în spațiul aerian, Tincu și Buena, dar spuneam și Șafranco poate crea pericol la asemenea fază. Centrare pe jos, mingea se ducea spre Akbar. A părut să fie o schemă cu acea retragere a lui Akbar, care a venit în întâmpinarea balonului. Iar Vajvari pasează greșit aici. Degajează Figei Redo. Bălan dat ușor la o parte de Rashid Buena, reușește să devieze Șafranco. Vine această
această degajare a aceluiași Figueiredo, bună până la Cordea. Cordea încearcă să treacă de Dimitrov, foarte bine a făcut culoar acolo Pruț, dar nehotărât Cordea. Putea să avanseze, avea un culoar în față, dar a ezitat, schimbă Stoica spre Petrișor Petrescu, minge dificilă pe care Ștefan o oprește înainte să părăsească terenul. Avansează Ștefan, dar coborât Vajvari, la acesta pentru Buena. Pentru Fulop, bună preluarea lui Ișvan Fulop, are noroc aici și Viera îl deposedează corect. Apoi este faultul lui Akbar. Combină mai multe pariuri nu doar dintr-un singur meci, ci din meciuri diferite, toate pe același bilet. Unibet. Mallorca Barcelona se joacă în această seară pe Digi Sport 1 și Digi 4K de la ora 23. Mâine avem derbiul dintre CFR Cluj și FCSB în direct pe Digi Sport 1 de la ora 20. O acțiune a lui Sepsi Sfântul Gheorghe și a dat mingea prea în față Ștefănescu și a facilitat acea intervenție a lui Usman Viera. Dorin Ștefan. Au fost ceva acțiuni în acest minut 19 în flancul stâng al lui Sepsi cu aceste urcări ale lui Florin Ștefan. Adevărat, l-am văzut în câteva faze și pe Dimitrov avansând. Sunt fundași laterali cu un aport ofensiv important. Da, Leo Grozavu care parcă încearcă să-și așeze jucătorii cu mâna, îl chema pe Dimitrov, îi arăta unde să stea. Dimitrov până la urmă un jucător experimentat, nu știu dacă are nevoie de astfel de indicații. Din preluare, trecut acolo Dumiter, Bar. Avansează Tincu. Tincu așteaptă Ștefan, dar i-a dat momeală Petrișor Petrescu, a reușit să închidă la timp, foarte bine se repliază Tincu și îl blochează pe Petrișor Petrescu. Destul de aglomerat în jocul terenului. Nu-și creează prea multe ocazii Sepsi de obicei, se cam chinuie pe fază de atac. Ștefănescu, ce să-i facă lui Usman Viera. Iar Sibiul, de obicei în deplasare, joacă destul de defensiv, mai ales sub comanda lui Vasile Miriuță. Se apără bine și dacă iese ceva pe contraatac, bine, dacă nu, se mulțumește cu un punct. Sau la faze fixe. Hermannstadt, echipa care a dat 14 goluri în acest sezon. Centrare! Aștepta acel balon Cordea, iată, în jocașul stânga. Apare în zona centrală. Corner și pentru formația lui Vasile Miriuță. A executat Cordea. Este stângaci. Cu siguranță urcă Usman Viera pentru a-și plasa lovitura de cap. Îl vedem pe Romario. Centrarea vine la colțul scurt. A încercat Bălanu de deviere și va fi au de poartă în ciuda protestelor sibienilor. Atât de nemulțumit pe Bălan. Are și Hermannstadt suficiente aturi la fazele fixe. Cu Stoica și Viera, mai ales Viera, atunci când urcă în careul advers. Ștefănescu pentru Șafranco, dar era bine poziționat. Romario Pires, minge care lovește însă în spate pe Dumitriu, un fotbalist box-to-box, un mijlocaș care ajunge des la finalizare. Era preocupat acolo să-și găsească o poziție, să-și depășească adversarul, n-a văzut unde este mingea. Da, și nu trage chiar rău Dumitriu. Lateral,
trebuie să avem pretenții foarte mari de la această primă etapă de jocuri. Am văzut și în campionatele puternice cât de greu le-a fost unor echipe să arate un fotbal bun. Aici Ștefănescu, din nou un duel cu Viera. A căzut rău Viera, a căzut dărâmat acolo de Ștefănescu și o bordură imediat lângă acea porțiune de iarbă. Imposibil de dat la o parte, Uzman Viera aici, îl împinge, dă un brânci, da. Ștefănescu. O bordură periculoasă, într-adevăr, ar putea fi mascată cu un material moale. Degajare lungă a lui Figueire, Domingea îl sare pe Bălanul, sare și pe Dumitriu. Buena întoarce mingea în terenul advers. Sărită linia de mijloc și într-o parte și în cealaltă. Ca și cum nu ar avea încredere în mijlocași și în coechipierilor, fundașii aleg aceste pase lungi non-stop, cel puțin în acest start de partidă. Repune Vodă. Minge spre Șafranco, respinge Stoica. Se luptă acolo Dumitriu, câștigă însă Buena, Ștefan joacă din prima. Stoica o pasă din prima, iese Nițui în afara careului, încă o degajare. Se joacă inglesește. Ca în 70 așa. Da, cu 70-80. Minge lungă cu multe dueluri fizice. A, probabil va fi un meci cu un consum destul de mare de energie. Un joc într-adevăr foarte, foarte bărbătesc, foarte fizic. Așteptăm și realizările tehnice, bineînțeles, realizările fotbalistice. Dimitrov pasă la întâlnire în adâncime. Bun serviciu pentru Dumitr. Să vedem cine sprijină. Trebuie să vină tot Dimitrov, se apropie bulgarul. Dumitr l-alege pe olandezul Takbar. Un stângaș care posede o tehnică bună. Surprins mi s-a părut Dumitr de această continuare a lui Takbar. Va arunca bulgarul Dimitrov. Dumitr. Nu are pe unde să centreze, de aceea optează pentru o pasă. Akbar, a fost o deviere, Fiulo, frumoasă acțiunea. Fiulo, dar fază de fotbal adevărat cu acel assist al lui Șafranco. A iuțit superb Sepsi la această fază, au jucat de prima băieții Mileu Grozavu și trec în avantaj. Minunată fază de fotbal creată de Sepsi și finalizată de Ișvan Fiulo. 1-0 pentru gazde, îi aștept reluarea fazei. O acțiune colectivă impresionantă. Da. Ce înseamnă să joci pe deviere acolo în zonă centrală. Iată pasa lui Akbar. Fiulo din prima, ce frumos a strecurat balonul Șafranco și el sigur pe redublare. Stoica nu poate decât să atingă mingea, nu-i poate schimba traiectoria. Și Fiulo, control bun, dă în continuare pe lângă Figueiredo. A văzut colțul liber. 1-0 pentru Sepsi după după o perioadă în care meciul părea blocat în acele pase lungi de o parte și de cealaltă. Aparent e o preluare ușoară, dar lucrurile nu stau chiar așa. Era în alergare. Își face mingea pe direcția de alergare. Filop și esențial aici ține balonul aproape de picior. Putea să-i sară mai rău mingea. Sau să-i sară rău, se ducă mult mai în față. Totdeauna pentru un meci este bine când se marchează. Să vedem însă dacă Hermannstadt, spuneam în deplasare, nu a convins. Iar întâlnirile cu Sepsi a cam fost dominată, îmi spunea Andrei, 3-0 pentru Sepsi în sezonul regulat. Aici la Sfântul Gheorghe, 2-2 la Sibiu, dar un 2-2 mincinos pentru că Sepsi a condus la Sibiu și a avut chiar ocazii mari de tot de a se desprinde. A fost un egal smuls cu mult noroc de Hermannstadt. Bălan presat de Buena.
Dimitrov ajunge înaintea lui Opruț și este doar aruncare de la margine pentru Sepsi. Nadebeliu reușea o dublă în acea partidă. A marcat de la gol pe final, minutul 84. Vasile Miruță consideră că e unul dintre cei mai buni atacanți ai campionatului. Poate juca, spunea Miruță, la echipele de top din România și poate chiar în străinătate. Este și tânăr de Beliu. Ne-a de văzut ce se va întâmpla cu el în această vară. Normal, conducerea lui Herman și Tata trebuie să facă efortul pentru a-l păstra atenție la această fază. Centrare pentru Bolan, încercată de Petrescu. Excepțională intervenția lui Buena. Era pericol iminent dacă mingea trecea de Buena. Acum au ajuns acolo în situație de 2 contra 1 aproape. Spații mari de tot în apărarea lui Sepsi. Mai greu să o găsești atât de descoperită. Bate cornerul Petrișor Petrescu, dar execută foarte slab. Ștefănescu întârzie, balonul îi rămâne lui Ștefan. Lovește și el rău balonul. Vedem centrarea lui Dumitriu în marginea careului, preluarea lui Cordea. Cordea rămâne în posesia mingii. Spre același Dumitriu, centrare deviată, respinge Buena. Un asalt al lui Hermannstadt. Cordea se răsucește frumos și Ștefan rezolvă până la urmă această fază. Momente de elan al celor de la Hermannstadt, neconcretizate, însă încă o dată faza de la gol. Excelentă devierea lui Fülop, prima pasă pentru Șafranco. Cât de fin a putut să devieze balonul. Toate atingerile aici au avut intensitatea perfecte, da, potrivită. Iese din dispozitiv Uzman Viera. Îl faltează pe Ștefănescu. Da, până la urmă, dacă stăm să ne uităm la play-out, la clasamentul play-out-ului, cum arată el în acest moment, într-adevăr, Viitorul și Sepsi, două echipe, două cluburi bine organizate, cu conduceri solide, până la urmă e normal ca ele să se afle acolo sus și să se desprindă puțin. Sepsi o va urma pe Viitorul dacă va câștiga această partidă și se va desprinde puțin de Pluton. E adevărat, mai sunt 11 etape, e lung ca acest campionat în play-out, se va juca din 3-3 zile și solicitarea va fi una foarte mare, mai ales că va fi din ce în ce mai cald afară. Ca un test, pentru jucători, să vedem dacă vor reuși să-l treacă. Da, și pentru antrenori va fi foarte important felul în care vor rula jucătorii, cât de inspirați vor fi tehnicienii, cât de repede vor fi recuperați fotbaliștii refăcuți după efort. Va fi evident un avantaj pentru formațiile care au loturi puternice, cu multe soluții. Pentru că dacă te bazezi pe 13-14 fotbaliști, e foarte complicat. La un moment dat, efortul își va spune cuvântul. Greu de dus un asemenea ritm. O pasă lungă ar fi să minge pentru Bolan, într-adevăr. Sare Dimitrov, a strânge în centrul această fază. Bulgarul a fost Stoica și acum veteranul Dâlbea, ajuns la 38 de ani. Încă o lansare. Interesant că Dumitriu împinge foarte mult jocul. L-am văzut și la pasa de mai devreme, erau 2 contra 2, acum erau 3 contra 3. Dumitriu se duce pe unul dintre fundașii centrali și pune presiune pe apărarea celor de la Sepsi. Are destul de mult curaj să avanseze în momentul în care mingea este la nivelul fundașilor lui Hermannstadt. Dar deocamdată Bălan nu câștigă duelurile cu Tincu și Buena. Nu e un atacant foarte bătăios Bălan, e o pasă a lui
Dumitar spre Ștefănescu. Au căzut ambi jucătorii lui Sepsi, dar nu s-a auzit niciun fluier. Acum se aude, sunt ceva probleme medicale pentru Dumitar. Au cere schimbare, iată. Nu mai poate continua meciul Dumitar. Da, și o pierdere a unui jucător sub 21 de ani. Dar nu a fost nimic aici, nici nu a atins Viera. Se aruncă Dumitar. El a pus piciorul rău, da. Deci el se ține de dreptul. Mi s-a părut o mișcare nenaturală a nivelul genunchiului stâng. Da, a vrut să evite contactul cu Viera. De asta nici nu l-a atins Usman Viera. Da, da, da. Și el a pus piciorul greșit încercând să se ferească. A simțit ceva. Da, și imediat a cerut schimbarea. Iată și semnul medicului. Da, o accidentare la genunchi care pare serioasă deocamdată. Putea fi o întorsă. Vedem pe Loran Filop în acea imagine, un jucător de atac foarte bun. Iar și el a avut multe probleme medicale în ultimul an și jumătate. Ciudată această accidentare, din păcate, pentru Dumitar. Meciul se termină. Nu mai e obișnuit cu efortul intens. Da, dar totuși vorbim despre un jucător tânăr. În tur a jucat pentru Chindia Târgoviște și a făcut-o foarte bine, de aceea a fost readus în iarnă la Sepsi, probabil la dorința lui Leo Grozavu. Loran Filop va intra. Da, celălalt. Filop. Filop mai mic. Da. Trebuie să se ducă în tribună pentru a joa în echipamentul. Acolo stau rezervele formației lui Leo Grozavu, în minutul 34. Da, un jucător cu execuții foarte bune, Loran Filop. Iese un jucător de forță, cum era Dumitar, intră unul ceva mai tehnic. Aruncă de la margine Dimitrov. Pasă în centru, nereușită, respinge Dâlbea, apare Buena, care joacă simplu. Aruncă balonul în afara terenului. Da. Nu vine nicio minge pentru Figueiredo. Cred că a ieșit și Azalde la încălzire. În spatele porții lui Figueiredo. Sepsi fără victorie în play-out, două rezultate de egalitate. Degajează Cristiano Figueiredo, lung, respinge Vașvari, Petrescu ratează preluarea. Vodă în duel cu Ștefănescu, deposedat. Și o diagonală spre noul intrat Loran Filop, nereușită. Fratele său, István Filop, cel care l-a căutat cu această diagonală. Acum stătea bine Opruț, a acoperit zona. Iată, îngășarea lungă lui Figueiredo, tot Boiana respinge. Solid jocul lui Boiana până în acest moment. Pasă la interior, Bălan se întoarce cu fața. Încercat mai departe pentru Dumitriu. Vedem pe Cordea. Cordea, doi adversari, dă mingea. Și obține o tușă. S-a zbătut până acum în flancul stâng, Cordea. Încerca să vină și cu centrări. Lungă această repunere de la margine, un șut peste poartă. Cătrișor Petrescu are. Da, el cu stângul din marginea careului trimite peste poartă. Destul de liber acolo. Deocamdată fără ocazii la poarta lui Nițui. Au avut câteva situații bune de atac cei de la Hermannstadt, dar neconcretizate. Da, pentru că spuneam, nu e la fel de percutant Bălan precum Debeliu. Ar fi avut nevoie de un atacant, dar îl are pe bancă pe Iazalde.
Iazalde, care este puternic și care de obicei câștigă aceste dueluri. Da, și un jucător cu mare experiență, cu siguranță ar putea să o ajute pe Hermannstadt în repriza secundă. Mă că se văd foarte puțin pe faza de atac Dâlbea și Romario. Asta pentru că apelează atât de des la pasa lungă Hermannstadt. Ei își intră în rol în momentul în care echipa se apără. E bună degajarea lui Nițui pentru Șafranco. Pasă cu capul către Loran Filop. Degajează Ousmane Viera. Trimis la întâmplare capitanul Sibienilor. Așa, degajarea lui Ștefan blocată de Petrișor Petrescu. Repunere de la margine pentru Sepsi. Filop cu pieptul, Ștefan din prima, Viera nu respinge foarte bine, însă balonul ajunge la Didier Redo. Un ușor pas înapoi făcut de cei de la Sepsi. Fondul unei combativități mai bune a celor de la Hermannstadt. E adevărat, jocul rămâne la fel de întâmplător și de o parte și de cealaltă. Ijoan Filop cu o minge care îl viza pe Ștefănescu. Nu o prinde Figueiredo. Adevărat, acesta este stilul lui Hermannstadt până la urmă. Cu minge aruncate în față la ce ieși, cu multă presiune pe mingea a doua. Miriuță nu este un antrenor care să elaboreze jocul, să-i placă să pleci cu construcție de la nivelul fundașilor. Are și, mă rog, sau ar fi avut cu Debeliu, cu Iazalde, ar fi avut atacanți care să se preteze acestui stil. Încearcă pe undeva să cârpească în această după-amiază cu Dumitriu, cu Bălan. Pentru că pe benzi, Cordea și Petrișor Petrescu nu sunt fotbaliști de forță. Am uitat pe bancă, foarte mulți jucători, profil defensiv, Bușu, Luchin, Dobrosavljevic, Tătar. Acum sunt absențe importante în echipa lui Vasile Miriță, jucătorii pe care Ionuț i-a pomenit mai devreme. Da, Joe Santos intra, chiar dacă nu era titular, dar mai intra. De Beliu titular, Riman titular, bună de Viera lui Bălan spre Dumitriu, iese Nițui. Părea că a ezitat, dar nu, până la urmă a ieșit foarte bine portarul lui Sepsi. Ijoan Filop mută jocul în dreapta la Dimitrov. Akbar înapoi pentru Buena. Coboară Filop, Ijvan Filop. O pasă spre Loran, fratele său, care faultează în atac. Cred că era Ștefănescu acolo. Da, Ștefănescu. N-au făcut schimb de locuri. Loran Filop s-a dus în stânga, Ștefănescu a venit în partea dreaptă. În centrul liniei de atac rămâne Șafranco. Da, jucător cu o foarte bună mobilitate. Ștefănescu și Loran Filop. Este marginea careului. A căzut Petrișor Petrescu. A fost o mână în săritura lui Buena. Nu a fost nimic care să reclame urletul lui Petrișor Petrescu. Niciun caz. Doar dacă l-ar fi lovit cu capul în ceapă sau din săritură să-l fi lovit cu cotul dur. No, nu e absolut nimic, sare Ștefan, normal că pui un pic brațele, dar nu a fost absolut nimic în această fază. Să vedem, e lovitură liberă, minutul 42 pentru Hermannstadt. Ar putea să bată Cordea de acolo, cred că el este. Șut, a încercat un șut direct spre poartă, mingea este deviată de zid. Prind balonul în afara terenului, oamenii lui Leo Grozavu. A fost fază fixă care cred că putea să aducă mai mult pentru Hermannstadt, care deplasase destui jucători în careul lui Sepsi. Da,
mult mai bun mi s-a părut meciul de mai devreme dintre Voluntari și Clinceni, un fotbal mai tehnic, cu acțiuni frumoase purtate de cele două echipe. Ișvan Fiulov pierde aici mingea, degajează Vodă, apare Bălan, lasă jocul să curgă, Buena cu o lansare nereușită, dar mingea rămâne cu noroc la Hermannstadt. Viera, dar foarte repede verticalizează și o echipă și cealaltă. Imediat apare pasa lungă. Schimb sau două de mingi, imediat vine pasa lungă. Bine, mult mai des întâlnit în jocul lui Hermannstadt. Sepsi pune mai mult mingea jos, încearcă totuși să așeze cumva jocul, o centrare și un fault în atac. Cât am așteptat clipa asta! Cel mai frumos joc de pe pământ e din nou aici. Descarcă aplicația cu cote nebune. Bine ai revenit, Liga 1! Ne apropiem de finalul primei reprize. Pauză, puțin fotbal club. Dar nu au fost foarte multe faze notabile în această primă repriză, dar am văzut un gol deosebit. Asta apropo de felul în care încearcă unor să joace Sepsi, repet, cu mingea la firul ierbii. Acolo am văzut niște atingeri extraordinare, niște trasee foarte frumoase. A minge bine protejată de Ișvan Fiulov, care este faultat de Romario. Probabil așa va juca și în partea a doua Hermannstadt. Nu dau seama în ce măsură există planul B pentru Vasile Miliuță. Poate doar să stea mai sus echipa lui, să pună o presiune mai mare. Pasă pentru Bălan, imprecisă, respinge Boena. Unul dintre cei mai buni jucători de la Sepsi în primele 44 de minute. Akbar cu minge în dreapta pentru Ștefănescu. Ștefănescu spre interior cu stângul de piere. Corner. Și-a deschis bine unghiul Ștefănescu, dar mingea i s-a dus puțin în spate. Era greu să tragă periculos. E puțin în spate mingea. E greu, destul de greu să o întorci în forță de acolo. O fază fixă pentru Sepsi. Talie mai bună pentru echipa lui Leo Grozavo. Centrare bună, Buena! Reia cu capul pe lângă poartă. Reușise să se desprindă de Romario Pires. Mi se părea cel mai indicat jucător să-l țină pe Rashid Buena, Romario Pires. Un pic mai leneș mijlocașul lui Hermannstadt și nu are o agresivitate foarte mare aici. Se bagă sub minge Buena, Dimitrov însă foarte frumos agață acea minge. Akbar iese cu mingea în afara terenului. A participat și el la faza golului. Dar în rest am văzut destule pase înapoi pe care le-a dat Akbar și aștepta la mai multe riscuri pe care să-și le asume. Pentru că, repet, calitatea tehnică zic eu că îi permite să facă asta. Bun, nu e un Messi până la urmă Akbar, însă nu e niciun jucător rudimentar. O rezolvare se poate de simplă a lui Buena. 28 de ani are acest fundaș algerian, a jucat și în campionatul Scoției. Sunt curios dacă are oferte Sepsi pentru el. Pe digisport.ro aflați ce jucător surpriză vrea să se transfere să transfere Barcelona de la Atletico Madrid și tot pe site vedeți ce sumă are promisă Ștefan Radu în caz că devine campion cu Lazio în Serie A. Asta tot pentru că s-a terminat prima repriză, pauză și vom reveni cu partea a doua. Pe orice ecran din lume, ei joacă mereu la fel, până la capăt.
oriunde pe teren sunt ei și oriunde ai fi tu, te aud mereu. Fii mereu cu ei. Casa pariurilor Liga 1 e din nou live. Aici joacă românii. Este momentul să trăiești la maximum experiența pariurilor sportive pe Betano și poți câștiga în luna iunie un premiu special. Betano.com. Jocul începe acum. Acum poți să ajungi pe stadion cu un singur click. Zdrang! Aici joacă românii, tati! E, dacă nu poți să mergi tu la stadion, vine stadionul la tine. Pentru că totul e despre life, despre instinctul tău și despre cât de repede ți-ai acceptat pariul. Vrei pariuri la minut și cel mai rapid live din România? Intră pe casapariurilor.ro sau în aplicație. Ca să fie bine. Ne cam luăm bătaie, vlăduți. Da, păi dacă n-au făcut transhumanța plauzibilă? E tranziția pozitivă. Ești vai de colții tăi, vlăduț. Huawei P40 Series 5G depășește barierele vitezei și ale distanței. Surprinde ce este mai bun din fiecare moment. Chiar și noaptea, descoperă povești în mijlocul poveștilor. Huawei P40 Series. Visionary Photography. Lasă-te învăluit de prospețimea naturii. Cu Old Spice Rock! Mulțumesc, natură! Aduc perfect aminte de acel meci cu Argentina. Nu credeam, sincer, că o să rezistăm după pauză. Hai să-ți arăt cum l-am subordonat pe Sensini. Hai, Elie, să-mi arăți. Aici vii după două goluri. Meciul ăsta am fost altă persoană. Am văzut că vine ceva, am dat pe poziție viitoare, ca să fie trantă și... Meciul de contraatac! Am sărit de pe bancă. Mai aveam puțin genunceam la mijlocul terenului. Eram la Iași, am ieșit după meci la 3 dimineața să jucăm fotbal în curtea școlii, simțind o bucurie fantastică. Dar fără faza asta... Din momentul ăla am fost convins că facem istorie. Marchează și tu după pauză cu Superbet! Superbet. Împreună suntem super! Uneori lucrurile nu sunt ideale. Dar cu un strop de inspirație le facem să iasă bine. Chiar foarte bine! Și pentru asta merităm un Golden Brown. Golden Brown, mereu inspirat. Acum într-un nou ambalaj. 500.000 de pariori au câștigat deja pe Winmasters. Tu poți fi următorul. Winmasters.ro. Înregistrează-te acum. Clădește colțul tău de natură. La EMAG descoperi o gamă variată de produse dedicate grădinii tale. Alege echipamente de tuns iarba, utilaje grădinărit, produse irigații, mobilier de grădină și multe altele. Comandă acum mașina electrică de tuns gazonul Steinhaus la doar 199 lei. EMAG. Trăiește fiesta învingătorilor alături de Clear. Poți câștiga tricouri oficiale la Liga Santander, Gen Sport sau unul dintre marile premii de 2000 de lei. Cumpără Clear și înscrie-te pe unilevertepremiază.ro. Trăiește fiesta învingătorilor! Cu opțiunea creare pariu multiplu, acum poți combina mai multe pariuri, nu doar dintr-un singur meci, ci din meciuri diferite, toate pe același bilet. Unibet. Noua Skoda Octavia e aici. Complet reinventată ca să provoace bucurii. Cu un design surprinzător, noua Skoda Octavia aduce mai mult spațiu, mai multe inovații și mai multă siguranță. Testează și tu cea mai bună Octavia din toate timpurile, la showroom-urile din toată țara. Skoda. Simply clever. Cât am așteptat clipa asta! Cel mai frumos joc de pe pământ e din nou aici! Descarcă aplicația cu cote nebune! Bine ai revenit, Liga 1. Și iată că se încheie prima repriză cu gazdele în avantaj. Yes! Bravo, mă! Și-am zis eu, băieții noștri. Ole, ole. Hai, Cosin. Ce faci, mă? Ce?
Păi n-am luat unul amândoi. Păi ba da. Dar eu am dat cheia și am luat pauză și am pus doi la final. Ha, băieții, focul la ei, dă-te-și un pic mai așa, că mi-ar băstești canapeaua. Super oferte live pentru cei care iubesc răsturnările de scor. Sporting Bet, pentru că iubim fotbalul. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Foarte interesant, 1-0, un meci consistent, deși nu cu multe faze de poartă, drept pentru care singurul șut pe poartă a fost și gol. Atât a fost toată repriza. Un șut pe poartă, Sepsi conduce pe Hermaș, 1-0, Florin Bratu, Cristi Giambașu. Logic rezultatul ăsta? Da, logic, Radu, după ce s-a întâmplat prima repriză, pentru că Sepsi a fost echipa care ataca mai mult, a avut o posesie mai bună, a speculat momentele de slăbiciune din apărarea celor de la Hermastad, da? Să nu uităm că Hermastad joacă cu Oprus și Cordea pe aceeași bandă, jucători under, da? Și acolo zic eu că... Sub 21 de ani. Sub 21 da. De ani. Acolo zic eu că a profitat Dumitru și cu Dimitrov, da? Pentru că sunt jucători de viteză, jucători de spațiu și tot timpul s-a creat... un dezechilibru în partea dreaptă și până la urmă ce s-a văzut în aceste 45 de minute este că Sepsi a fost peste Hermannstadt. S-ar putea să-i văzut, Cristi, de asemenea faptul că de la Hermannstadt lipsește omul numărul 1 pentru ei, unde Golghete, campion de Beliuc. De ce? Din câte am citit, este evident pentru că a fost plecat, l-au lăsat spre cei. Au venit mai târziu. Au venit târziu, au trebuit să facă toate testele. 14 și n-a apucat să facă al patrulea test. Da. Și atunci el nu e aici. Și iată cum poți să pierzi. Bun, dar asta nu este neapărat, da, asta nu este neapărat vina clubului, pentru că ba da, nu lasă plece. Cei care nu i-au lăsat să plece au câștig de cauză. Acum îi spui clar, doamne, ai un contract, s-a instituit o stare de carantină și de închidere a frontierelor. Eu te plătesc ca să nu te am. Atât de ciudată și pentru jucători, da, și pentru oficiali, încât, nu știu, lucrurile astea trebuie judecate foarte nuanțat. Păi judecă dacă Hermannstadt retrogradează pentru că omul ăsta lipsește... Nu este nici vina jucătorilor că au vrut să plece acasă și că pe urmă n-au mai avut cum să se întoarcă pentru că tot transportul aerian cel puțin a fost blocat. Da. Adică sunt condiții obiective. Sunt condiții obiective și subiective amestecate. Da, așa putem spune orice despre în orice situație, nu, dar da, nu-i mai sigur bine că să pare fi... că relativizăm totul din nu, ce spune asta acum. Asta spune, nu-i bine să fii când știi că vine o chestie de genul ăsta și că s-ar putea relua și că țările s-ar putea să tăia. Ai nu s-au urcat în avion și au plecat din Turcia? Ai noștri când au plecat din Turcia, cum a fost? Da, dar întreba foarte greu. Era foarte greu să-i ții. Hermannstadt, din câte știu, erau și șomaș tehnic. Era complicat. Banii nu și primiseră. Da. Să stai 3 luni aici, poate parte din 3 nu erau cu familie. Adică da, era un subiect pare delicat, că le lipsește. Dar le lipsește de Beliuc, e un atacant în vogă. Alții 5 nu pot juca din acest motiv. Da, el era cel mai important. Thiago și așa mai departe. Da. Joe Santos, care, în fine, nu mai era neapărat titular. Bun, o să ne oprim deocamdată aici, ne întoarcem la final, când sunt multe lucruri, inclusiv în perspectiva capului de afiș de mâine, care putea să decidă, zic unii, campionatul CFR-FCSB. Acum poți să ajungi pe stadion cu un singur click. Zdrav! Aici joacă românii, tati. E, dacă nu poți să mergi tu la stadion, vine stadionul la tine. Pentru că totul e despre live, despre instinctul tău și despre cât de repede ți-ai accepta pariu. Vrei pariuri la minut și cel mai rapid live din România? Intră pe casapariurilor.ro sau în aplicație. Ca să fie bine. Cât am așteptat clipa asta? Cel mai frumos joc de pe pământ e din nou aici. Descarcă aplicația cu cote nebune. Bine ai revenit, Liga 1. Câtă încredere ai în mușcătura ta când porți proteza? Depinde de fixare. Încearcă adezivii și tabletele de curățare Fixodent. Cu o singură aplicare obții o fixare de 10 ori mai puternică, care durează întreaga zi. Fixodent. La McDonald's te bucuri în continuare de produsele preferate la pachet, în restaurant sau la McDrive. Comanzi rapid, în siguranță și plătești cu cardul contactless. Doar la McDonald's.
aduc perfect aminte de acel meci cu Argentina. Nu credeam, sincer, că o să rezistăm după pauză. Hai să-ți arăt cum l-am subordonat pe Sensini. Hai, Elias, mi-arăți. Aici vii după două goluri. Meciul ăsta am fost altă persoană. Am văzut că vine ceva, am dat pe poziție viitoare, ca să fie trantă și... Meciul de contraatac! Am sărit de pe bancă, mai aveam puțin genunceam la mijlocul terenului. Eram la Iași, am ieșit după meci la 3 dimineața să jucăm fotbal în curtea școlii, simțind o bucurie fantastică. Dar fără faza asta... Din momentul ăla am fost convins că facem istorie. Marchează și tu după pauză cu Superbet. Superbet. Împreună suntem super. Ne distratează arsurile gastrice prin reducerea producției de acid din stomac. Aveam și arsuri gastrice, dar acum iau Nedis o dată pe zi înainte de masă. Nedis. Nedis pus la arsuri gastrice. Încrederea pe care ți-ai pus-o noi în ultimele săptămâni ne motivează să facem totul mai bine, mai rapid, mai în siguranță. Rezervă online ce-ți dorești și ridică-l pe loc din magazin sau ți-l aducem noi la ușă, în aceeași zi. Ia-ți televizor LED Smart Philips Ultra HD 4K cu diagonală 139 cm la 2499,9 lei și microsistem audio Philips cu Bluetooth la numai 299,9 lei. Altex. Rezervă produsele în magazin și noi le aducem în acea zi până la ușa ta. Trăiește fiesta învingătorilor alături de Clear. Poți câștiga tricouri oficiale la Liga Santander, Gen Sport sau unul dintre marile premii de 2000 de lei. Cumpără Clear și înscrie-te pe unilevertepremiază.ro. Trăiește fiesta învingătorilor! 500.000 de pariuri au câștigat deja pe Winmasters. Tu poți fi următorul. Winmasters.ro. Înregistrează-te acum! Noua Skoda Octavia e aici. Complet reinventată ca să provoace bucurii. Cu un design surprinzător, noua Skoda Octavia aduce mai mult spațiu, mai multe inovații și mai multă siguranță. Testează și tu cea mai bună Octavia din toate timpurile, la showroom-urile din toată țara. Skoda. Simply clever. Ne cam luăm bătaie, vlăduți. Da, păi dacă n-au făcut transhumanța plauzibilă... E tranziția pozitivă. Ești vai de colții tăi, vlăduț. La Unibet tu îți creezi pariurile. Cu opțiunea exclusivă creare pariu multiplu, acum poți combina în premieră mai multe pariuri, nu doar dintr-un singur meci, ci din meciuri diferite. Toate pe același bilet. Unibet, de la jucători pentru jucători. Pe orice ecran din lume, ei joacă mereu la fel, până la capăt. Oriunde pe teren sunt ei și oriunde ai fi tu, te aud mereu. Fii mereu cu ei. Casa pariurilor Liga 1 e din nou live. Aici joacă românii. Avem din nou imagini de la Sfântul Gheorghe, acolo unde se va relua această partidă dintre Sepsi și Heroan Stadion. 1-0 pentru gazde. Golul a venit în minutul 25 și ce gol am putut vedea, realmente o fază extraordinară. Heroan Stadion trebuie să joace altceva în această parte a doua pentru a evita înfrângerea. În joc totuși previzibil al echipei lui Vasile Miliuț este faza care a dus la deschiderea scorului. Akbar, deviere Filop, Gianfranco, din nou Ișvan Filop și golul său. Am așteptat cu un joc de Liga a doua, așa, de Liga a doua, de mijlocul clasamentului, cu vedere al construcției. Nici o ocazie la poarta apărată de Nițui. Doar câteva acțiuni ce puteau deveni periculoase, dar nu au devenit în cele din urmă. E un joc ușor de contracarat. Tot timpul pasă lungă, îl iei în marcaj pe volan, nu-i permis să devieze. Închizi flancurile și cam asta este, pentru că au mai fost încercări acolo cu Petrescu, cu Cordea. În Benz iese Stoica, intră Luchin, amută la nivelul fundașilor centrali, Vasile Miliuță. Probabil o accidentare, o indispoziție a lui Stoica, altfel nu se explică, pentru că nu,
Nu a făcut gafe, dar Bușu. Să vedem dacă în locul lui Cordea. De obicei juca în flancul stâng. Joacă în flancul stâng Bușu. La orfundașor mijlocaș. Da. Sunt mai multe schimbări, intră și Iazalde. Ah, trei modificări. Da, asta e un... Adevărul e că la cum s-a mișcat Hermașteadă în prima repriză, da, trebuie să fii cu ceva să șocheze. Să șocheze așa primul 11. Bun, dar nu e vorba de cine intră, nu e vorba de maniera de joc. Da, Bușu în locul lui Cordea. Și Iazalde. Iată-l pe Iazalde în locul lui Dâlbea. Scoate un mijlocaș defensiv, introduce un atacant, Dumitriu, va coborî lângă Romario. De fapt, nu cred că va coborî, va continua cu acest stil, cu mingea aruncată în față și atunci, normal, decât să scoți din joc doi oameni cu acele pase lungi în speță mijlocaș și central, cum a fost în prima repriză Dâlbea și Romario, scoți din joc doar unul pe Romario și să ai cât mai mulți oameni acolo în fața porții. Iată o deviere aici, Iazalde, gol! 1-1, minutul 46, imediat mutările lui Miriuță dau roade. Buena sare pe sub minge cu Bălan, Dimitrov nu coboară în spatele lui, cum scrie la carte, iar Iazalde îl învinge pe micuțul Nițui, ieșit undeva la 7-8 metri, splendid a tras Iazalde, iată, minge lungă, nimic surprinzător, ce rău a stat Dimitrov. Nu cred că a atins vreunul dintre ei mingea, dacă ar fi atins, ar fi fost offside. Ce șiret plin al lui Iazalde. Da, nu e mingea atinsă de Bălan în niciun caz. Și Iazalde pocnește pur și simplu balonul. Bine, stând acolo Nițui n-a avut nicio șansă. Era foarte avansat. Da, nu știu dacă stătea în poartă, dacă putea să facă ceva. Nu e un portar cu talie, cu alonjă. Da, dar e portar de reflex. Da. De linia porții, aș spune, prin definiție. Da, frumoasă. Frumoasă execuția, frumos golul. Ambele goluri foarte frumoase. Da. Adică dacă ai oamenii potriviți, e bună și această tactică cu Heiru. 1-1 și Sepsi va trebui să o ia de la capăt. Surprinsă, iată, foarte repede echipa lui Leo Grăzav, dar e greșeala lui Dimitrov în primul rând, prins prea avansat de acea degajare a lui Figueiredo. Nu l-a mai prins pe Iazalde. Un gol altfel foarte ușor încasat de cei de la Sepsi. Asta doream să spun. Remanșteada a rămas fidelă ideilor pe care le-am văzut în prima repriză. De fapt, pe care le-am văzut în acest campionat. Până la urmă a fost nevoie și de o nesincronizare în apărarea lui Sepsi pentru că acest gol să fie posibil. Dar știi cum se spune, fotbal, jocul greșeală așteaptă. Cum a sărit bine Buena. Offside, da. În afara jocului Iazalde. Și el era într-o formă remarcabilă înainte de întrerupere. Al patrulea gol din acest campionat. Ce meci a făcut cu Dinamo a fost meciul lui de referință. Mă rog, meciul de referință al lui Hermannstadt în acest sezon. În noiere ceva mai suplu, ceva mai mobil. A, marcator și Iazalde, de adevărat, nu e la nivelul lui Noiren, nu a avut cifrele sale. Buena defazat deocamdată, sare târziu aici, îl faultează pe Adrian Bălan, care a ajuns înaintea lui la minge. El a greșit și la gol, până la urmă Rashid Buena pe degajare de portar, să nu poți să lovești mingea măcar. E o eroare destul de mare pentru un fundaș central. Să nu apreciezi traiectoria mingii. Bușu bate această lovitură liberă. Am văzut centrări bune date de el în actuala ediție de campionat. Spuneam Hermannstadt, după care a marcat mult din faze fixe. Centrarea este prea lungă.
Dar ușoară pentru Nițu. Nu prea are cui să-i trimit. Acum degajează golcuperul echipei din Sfântul Gheorghe. Minge care era pentru Ștefănescu. Romario își face mingea prea lungă. Care a brazilian putea să o coste pe Hermann. Și minge pierdută în centru. La o distanță destul de mică de careu, Ștefănescu încearcă să intre în acel balon. Ca trei jucători, Avram nu intervine. A crește parcă în intensitate jocul. Pasa lui Bușu în adâncime pentru Iazade. Ideea nu era, dar a lovit mingea prea puternic. Da, putea avea probleme Sepsi cu această Hermannstadt remaniată de Miriuță la pauză cu trei schimbări. Degajează Viera. Minge respinsă de Fulop, Iazalde. Foarte puternic, e greu să-l deposedezi. Iată-l pe Iazalde, îi rezistă acolo fără probleme lui Tincu. Are știința jocului, foarte bun cu spatele la poartă. Da, probleme mult mai mari în această parte secundă pentru apărarea lui Sepsi Sfântul Gheorghe. Pe Bolan l-au anihilat în primele 45 de minute. Cu Iazalde pare să fie o altă poveste. Centrarea aici, direct în afara terenului. Da, Baren, dacă tot vrei să joci în forță, să-ți aduci oamenii potriviți în locurile cheie. Dar ce șut! Din alergare i-au ieșit pașii, i-a rămas mingea perfectă, dar până la urmă e un șut de pe 17 metri. Nu a fost chiar atât de departe. Nici o șansă pentru Nițui, Tincu, Vajvari. Ștefan cerca să-i trimită lui Ștefănescu. Degajează Viera în afara terenului. A avut o posesie bună în prima repriză Sepsi. Acum încă nu reușește să pună stăpânire pe joc. Așezare acolo a lui Șafranco. Am multe mici la bătaie, am văzut pentru Șafranco în prima repriză. Și-a trecut totuși în cont un assist, pivotul celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe, să nu prea avut posibilitatea să apară la finalizare. În multe ori cu spatele la poartă. Încearcă să fie ceva mai combinativă Sepsi, Dimitrov pasă direct în out pentru Loran Fulop. Aruncă de la margine Opruț, jucătorul cu cele mai multe minute jucate pentru Hermannstadt și a luat și cele mai multe galbene, 8 galbene a acumulat. E adevărat, în play-out și în play-off s-au șters cartonașele galbene, s-a pornit de la 0. Da, o performanță frumoasă pentru fundașul stânga al lui Hermannstadt la primul sezon în tricoul sibienilor. Piesă de bază, profită și de regula sub 21, dar au găsit un jucător bun, cei de la Hermannstadt. El a fost la un moment dat în Italia. Da. S-a aflat în lotul celor de la Genoa, în lotul lui Chievo. Evident, era foarte complicat să joace acolo. Verticalizare excelentă și Șafranco cu fața, s-a întors bine din preluare atacantului Sepsi. O pasă care a tăiat practic acel teritoriu din terenul lui Hermannstadt. Vajvari la serviciu aici, Vajvari îl pune la pământ, pe Petrișor Petrescu trage. Avea mingea sub control, fotbalistul Sibiului. Da. Debiere către Iazalde. Mingea trecuse de Boina, dar era bine plasat celălalt stopper, Tincu. Pare că și-a pierdut reperele după pauză, Boina. Bine, și Sepsi, după, în afară de faza de la gol, în rest, puțin fotbal a arătat și formația lui Leo Grozavu.
stă cu gura pe băieții săi în continuare, Leo Grozavu. Iritat, evident, de faptul că echipa lui a luat atât de repede gol după pauză. Na, și pe CP, o degajare de portar, e frustrant să iei un astfel de gol. Petrișor Petrescu preferă să țină de minge, da, faultează Ștefănescu. Sunt de obstrucționiști și unii și ceilalți. Preferă să apeleze la faulturi non-stop la aceste dueluri, în loc să încerce să ia mingea regulamentar. Viera, lansare respinsă de Laurent Fulop. Opruț, offside, surprins prea avansat. Dar vom intra în ultima jumătate de oră, perioada nefastă a celor de la Hermannstadt. 21 de goluri, nu? Sau 22 de goluri încasate de Hermannstadt în ultimele 30 de minute ale meciurilor disputate. Prin comparație, Sepsi a luat doar 12 goluri în acest interval. Dar vom vedea ce va fi această pauză lungă, la ce nivel se vor afla jucătorii pe final de partidă. Ajută mult totuși regula cu 5 schimbări. Practic poți să schimbi jumătate de echipă. Da. Prepune de la margine Dimitrov. Vă reamintesc, Mallorca Barcelona în această seară de la 23 pe Digisport 1 și Digi4K. Pe Digisport 2 și Digi4K la această oră aveți finalul meciului dintre Bayern München și Borussia Mönchengladbach, 1-1 acolo. Intercepția lui Bălan, protejează bine, se ajută de corp, tot Bălan. Trei adversari erau în zonă, pasa este direct în picioarele lui Buena, pregătește șutul de la peste 30 de metri. A avut cam mult de la această fază Buena, a văzut el culoarul acolo. Da, altfel, un jucător atletic, Buena, dar rudimentar. Iar aici a luat o decizie neinspirată. Degajează lung, Figueiredo, bună de Viera lui Bălan, Iazalde. Iazalde pentru Petrișor Petrescu. Petrescu și nu scoate nimic, ce bine a apărut Ișvan Fulop. Au început să pierdă multe dueluri aeriene, fundașii centrali ai lui Sepsi și Tincu și Buena. Prima repriză au controlat, să spunem, spațiul aerian de acolo din propria defensivă. Acum, acel gol e clar că a dat peste cap mecanismului Sepsi. De la Buena, pasă riscantă. Balonul ajunge la Akbar. Schimbă frumos pentru Ștefan Ișvan Fulop. Centrarea lui Fulop spre Laurent Fulop, dar prea scund fratele său pentru a ajunge la această centrare. Deocamdată o singură modificare făcută de Leo Grozavu, obligat să mute. După aceea accentarea lui Dimitri, a intrat Laurent Fulop. Ar fi și varianta Karanović, jucător de atac. Velev, Carnat, Ronaldo, Deaconu, sunt oameni ofensivi, oameni cu profil ofensiv pe banca lui Sepsi. Da, până la urmă, Karanović este golgheterul echipei, 8 goluri. Atacant bine clădit. Da, și cu experiență, oportunist. Carnat, care a făcut niște meciuri bune în acest sezon. Ronaldo Deacu, un bun pasator, un executant de faze fixe. Vom vedea, probabil după minutul 60 vor mai apărea modificări în echipa lui Leo Grozavu. Nu cred că acest joc pe care îl prestează în partea a doua îl satisface.
Rău grozavul jocul echipei sale, evident. Aruncă de la margine, Vodă deviază Bălan și este un fault în atac. Semnalizat de la margine. Îl ceartă pe arbitrul asistent. Bayern mai face un pas către cel de-al 8-lea titlu consecutiv. A marcat Goretzka. E 2-1 pentru gruparea bavareză în meciul cu Borussia Mönchengladbach. Vă spuneam pe Digisport 2 și Digi4K. E acel joc, pasă verticală pe care a încercat-o Loran Fiulop. Dar nu a fost o reacție bună din partea lui Gianfranco. Neinspirat Gianfranco. Figueiredo frumos se înalță aici, Buena, dar se duce cu piciorul în Iazalde, așa a apărut. Genunchi în spate. Da, și a făcut bine pașii, a plutit frumos. Nu a mai apucat să se înalțe Iazalde. Iată, no, nu e nimic aici. Pe lângă, da. S-a dus cu piciorul. Cu antebrațul totuși l-a lovit în cap. Vașvari Fiulop. Oh, ce rău lovește mingea aici Van Fiulop și e aruncare de la margine pentru Hermannstadt. Acum era interesant în cadrul cu Leo Grozavu. Da, nu, chiar nu ai ce să zici la o astfel de pasă. Vor arunca de la margine Sibieni prin Opruț. Parcă s-au mulțumit brusc, iată-l și pe Mihai Stoichiță, reprezentantul Federației Române de Fotbal. Aruncă de la margine destul de bine, degajează Fiulop. Spuneam, au dat gol cei de la Hermannstadt și parcă s-au stins așa brusc. N-au mai avut prilejul să dea acele pase lungi. Ștefănescu, întâmpinat de Romario, respinge Luchin. E mai mult o luptă surdă între cele două careuri, într-adevăr, după golul egalizator. Dar e un meci care ne-a oferit goluri atunci când ne aștepta mai puțin. Au venit așa din senin cele două reușite. Romario Pires, intervenție neregulamentară, dar se pare că Marius Avram și-a lăsat cartonașele acasă pentru această partidă. Tolerant centralul partidei. Să vedem, Ștefan nu mai poate ajunge la această minge. Da, și de la Florin Ștefan aștepta mai mult. A urcat în prima jumătate a primei reprize. Apoi aportul său ofensiv a scăzut în mod dramatic. Da, mă, Sepsi e o echipă care își creează puține ocazii până la urmă. Iată-l pe Oti la Hodnog. Ce bun era un Hodnog în teren acum pentru Sepsi. Foarte bine a sărit Usman Vieira, a reușit să respingă. Romario Pires nu greșește, îi pasează lui Petrescu, nu și-a făcut mingea bine. Șeptarul Sibiului recepționează Gianfranco. Akbar. Mingea pleacă în partea stângă la Ișvan Fiulop. Ștefan la învăluire. Pasa a fost pentru Ștefănescu. O pasă printre doi adversari, o pasă pe culoar. Nici Ștefănescu nu prea a livrat în această partidă. Nu a creat mare lucru acolo în flancul stâng. Și cred că e vizat de schimbare. În atac trebuie să aducă ceva. Clar, de la mijloc în sus. Leo Grozavu. Deocamdată nu se vede nimic. Un exces de zel din partea lui Buena în duelul cu Adrian Bălan. Faultează fundașul lui Sepsi. Se aud în continuare fanii lui Sepsi care sunt în afara stadionului și privesc acolo printr-o portiță la ce se întâmplă pe teren. Da, o ambianță reală, naturală, nu e un montaj.
ceea ce auziți. Centrarea lui Petrișor, Petrescu, o minge întoarsă de Lucin Romario, trage în blocaj, bună faza celor de la Sibiu, pierde balonul Petrișor, Petrescu, excelent a întors acea minge Sergian Lucin, respinge Florin Ștefan. Dacă l-atac Sepsi, eliminat din joc aici Usman Viera, are această tendință de a ieși foarte repede de acolo din dispozitiv. Își urmărește adversarul până la mijlocul terenului, dar poate fi scos din joc dintr-o deviere. Bulgarul Dimitrov trimite lui Vajvari. Pierde Loran Filop. Excelent, Iazalde protejează, tras însă de Vajvari, obține o lovitură liberă. Cel mai bun om al lui Hermannstadt, Iazalde, de când a intrat pe teren, n-a greșit face, face numai lucruri bune. Doar că n-a greșit, a dat și acel gol, da. Aproape imposibil de deposedat, știe să se interpună între minge și adversar, este în afara careului Nițui. Pasa este corectă pentru Florin Ștefan, sub presiune, ce greșeală face fostul internațional de tineret, s-a complicat Petrescu, Romario, pasa iurea cu stângul, dar e ceva mai implicat pe faza de atac după pauză, sau cel puțin ultimele minute Romario. Petrescu, Iazalde aștepta, respinge Tincu. Dacă în prima repriză terenul era ceva mai uscat, acum iarba e ceva mai umedă și mingea alunecă mai repede, iar fotbaliștii par să nu se fie acomodat deocamdată cu acest aspect. Foarte bine a stat Florin Ștefan în fața lui Romario la acest șut. Se ducea bine balonul, era pe poartă. Tot el aruncă de la margine. Dar se bagă sub minge și Franco, exasperat Leo Grozav, într-adevăr meci slab făcut de Franco până acum. Ștefănescu luat tare de vodă, prea tare. Da, dar are posibilitatea să mute totuși Leo Grozav, e deja minutul 67. Parcă a uitat câte schimbări are la dispoziție. Poate le face pe toate odată. Miruța a făcut 3 la pauză. Buena, cheamă un coechipier la primit. Akbar, Vajvari, încearcă să orienteze jocul în partea stângă, acolo unde era Ștefănescu. Florin Ștefan, preluare bună lui Ștefănescu, pasă pe jos pentru Șafranco, ce bine anticipează Usman Viera. Nici o sclipire în ultimii 20 de metri în jocul lui Sepsi. Și când te gândești faza, a reușit la gol oamenii lui Leo Grozavu. Acum nimic mai amintește de acea acțiune. A fost inspirația lui Filo cu devierea aceea fină pentru Șafranco. Iar în rest, într-adevăr, prea puțin au produs cei de la Sepsi la mijlocul terenului. Primește Buena. Bar. Nou Buena. Deschide unghiul Tincu pentru a primi această minge. Dar un marcaj se pare foarte strict făcut de cei de la Hermannstadt și nu pot avansa cu această fază de atac. Dimitrov îl găsește totuși pe Loran Filop. Akbar, Ișvan Filop. În aproape, în aproape. Sunt și lenți cei de la Sepsi pe construcție. E greu, greu așa. Akbar. Spunea că a pasat foarte mult în spate și în prima repriză. Câte atingeri pe această construcție lui Sepsi, Akbar, Loran Filop. Aici ar putea să vină un șut, trage Filop, bine,
împinge Figueiredo Ișvan Filo. Mingea prinde și pământul chiar în fața portarului lui Sitan. Cred că era pe lungă. Să vedem de aici. Sau bară? Bară, da. Bară plină. De a fi la acest șut al lui Ișvan Filo. Tot el bate lovitura de colț. Respinge Figueiredo, apoi Bușu este cel care îndepărtează mingea din propriul careu. Când nu ești la meci, dar ai tot ce îți trebuie să-l super trăiești. Super cote, super live, super cash out, super bet. Împreună suntem super. Se resimte Cristiano Figueiredo la gambă, pare să aibă o problemă. A fost acea ieșire pe centrare. Nu dau seama cum s-a accidentat golkeeperul celor de la Hermannstadt. Acesta este momentul, lovitura de la colțul terenului, boxează. Nu l-a atins nimeni. Dar s-a oprit așa, parcă cu teamă a pus piciorul pe gazon. De rezervă de portar este Ionuț Pop, 22 de ani. Îl vedem pe Dobro Savlevici. Dobro Savlevici, da. Alt fundaș. Da, am spus în prima repriză, majoritatea rezervelor sunt profil defensiv la Sibiu. Să vedem, poate a văzut vreo mișcare de-a lui Leo Grozav acolo la marginea terenului și îl pregătește pe Dobro Savlevici. Ar avea nevoie de un atacant, de un alt atacant Grozavu. Dar până acum nu știu dacă a jucat cu două vârfuri într-o partidă. Pressing făcut de Romario Fulop. În ultimul moment a reușit să paseze Ștefan. Foarte bine Vodă. A închis excelent flancul drept al apărării Vodă. Viera îl deposedează pe Șafranco. Romario cu o minge de urmărire pentru Iazal de viteză bună, dar și-a dat seama că nu are nicio șansă să țină mingea în teren. Nu dau seama ce așteaptă Leo Grozavu. De ce nu împrospătează echipa, pentru că nu-și creează ocazii jucătorii săi. A fost doar șutul de mai devreme lui Ișvan Filop, șut din afara careului. Și dacă punem în ecuație și prima repriză, atunci chiar nu iese mare lucru, nu prea dă cu plus pentru Sepsi. Așteaptă la marginea terenului Alin Dobro Savlevici. Să vedem pe cine scoate Vasile Miriță. Centrare în care pentru Ștefănescu, pe l-a atins ultima oară mingea și acum ar trebui să intre Alin Dobro Savlevici. Bălan intră un fundaș în locul unui atacant. Intențiile par clare aici. Mai mult decât clare. Un pic nemulțumit parcă Adrian Bălan. Loran Filop, care a intrat pe parcurs. Ce modificare. Și nu cred că e vorba de o problemă medicală. No, dar a jucat slab Loran Filop de când a intrat pe teren. Da, foarte interesant. Intră Carnat. A ieșit și Ștefănescu, a scos jucătorii de bandă. De adevăr, acolo nu au reușit nimic, nici Loran Fulop, nici Ștefănescu. A intrat Thomas Diaz, da, argentinian de 23 de ani. Iată-l pe Carnat. Trimite lui Dimitrov, spațiu pentru bulgar, centrarea lui Dimitrov, lovește balonul Ișvan Filop, dar mingea se duce pe lângă poartă, dâlbea în spatele porții lui Cristiano Figueiredo.
Sunt de stoica. Câteva situații foarte frustrante pentru un jucător. Odată să fii schimbat înaintea pauzei și apoi să fii înlocuit după ce ai venit de pe bancă în timpul meciului. Da, dar dacă nu produci nimic, se mai întâmplă. Carnat, mai bine plasat este Opruț. Iese cu mingea în afara terenului. Oh, dar sunt destui care nu prea au produs la Sepsi pe fază ofensivă. Incomodă totuși și Hermannstadt. Se grupează bine pe faza de apărare. A venit că nu se putea mai rău golul pentru Sepsi. Chiar în debutul reprizei, Hermannstadt mulțumită s-a betonat în apărare și iată cât de greu este lui Sepsi să desfacă această defensivă a Sibiului. Ultimul sfert de oră, Carnat. Un jucător cu o viteză foarte, foarte bună, dar Spații nu cred că va avea prea multe la dispoziție. Carnat, iată cum accelerează și scoate cornerul. Are și tehnică în regim de viteză. Un jucător cu potențial. Are nevoie de încredere, are nevoie de meciuri, evident, de continuitate. A jucat mult, totuși a fost titular în 21 de partide în acest sezon. 22 de ani pentru el. Zărare, minge lovită acolo cu capul, dar fără probleme pentru Figueiredo, se grăbește să degajeze. Cine a rămas în față? Petrișor Petrescu, prea firav pentru acest duel și pentru acea minge. Om de contraatac mai degrabă. Lorescu, plecare bună de pe loc. Acesta este Diaz, pasă direct la adversar. Nu s-a uitat pur și simplu când a dat drumul la minge. Nu-mi imaginez cum de nu l-a sesizat pe Iazalde. Tincu pasă la portar. Nu se încumete să facă pressing. Arte avansat Hermannstadt. Și totuși are ceva oameni în terenul advers. Dar un pic dezorganizat. Așa. Un pressing agresiv. Încearcă din poziționare să o împiedice pe Sepsi. Se iasă cu mingea jos din propria jumătate. O degajare fără niciun pic de control al lui Aviniții. Bine, să ții un reper și să încerci să dai cât de cât cu simț. Se bagă sub minge Petrișor Petrescu, degajează Ștefan. Fulop. Pune piciorul Dobrosavlevici și a Franco. Prea tare această pasă. Și va fi doar aruncare de la margine pentru Sepsi. Intrat în ultimul sfert de oră al acestei partide. Egalitate la Sfântul Gheorghe. De fapt, Sepsi e echipa cu cele mai multe rezultate de egalitate. Uitați să văd că jucător cu profil ofensiv are în teren acum Hermannstadt. Ar fi Petrescu, Iazalde și cam atât. Cam atât, da. Na, Bușu e fundaș la bază. Tomas Diaz, excelent vodă, se luptă pentru această minge. Foarte bun jocul fundașului dreapta de la Hermannstadt. Timp ce neinspirația a cuprins toată echipa lui Leo Grozavu. Cu un punct ar face 20 Sepsi, Hermannstadt ar ajunge la cota 18. E clar că s-a mulțumit cu egalul astăzi Sibiul. Sepsi nu are cum să fie foarte mulțumită, fiind totuși echipa gazdă. Intrarea lui Opruț este respinsă în afara terenului. Se ridică cu greu Opruț, dar nu e vorba, cred, de o accidentare și capătă ușor. Și ritmul a scăzut mult. Asta cu siguranță din cauza oboselii
care lungă, încearcă să devieze Hazard, sare acolo Petrișor Petrescu, destul de dezordonat în mișcări. Gianfranco pasă pentru Carnat. Carnat cam izolat. Areni și Dimitrov a apărut într-un final, Dimitrov la sprijin. Ivașvari l-a primit cum Tincu, Ișvan Fulo. Mai departe pentru Akbar. Dimitrov primește Carnat, Akbar. Mai departe la Ișvan Fulo. Primește Ștefan. Centrarea lui Ștefan, dar nu a fost atinsă. Orice tip de jucător ești, tu îți faci jocul. Betano.com. Jocul începe acum. Mă uitam la reluarea de mai devreme la Ștefan. A pus capul în pământ și a așezat mingea și a centrat așa cu ochii închiși. Nu și-a luat niciun reper, nimic. A alunecat Petrișor Petrescu, Viera intuiește continuarea și e aruncare de la margine pentru Sepsi. A, și Diaz a greșit cam toate mingile până acum. Dimitrov. Preluarea lui Carna, dar mingea se duce departe de piciorul jucătorului care a fost introdus acum câteva minute. Dar rămâne neputincioasă Sepsi pe faza de atac. Tincu îi făcea un semn lui Florin Ștefan. Gesturi largi ale lui Tincu, Ștefan, Diaz, iarăși Tincu. Cam așa se întâmplă când n-ai idei, întorci de foarte multe ori balonul, pasezi de-a latul terenului. Akbar, diagonala sa, foarte bună pentru Ștefan, ia să vedem calitatea centrării, balon la bara a doua. Venise Carnat acolo, dar n-avea ce să facă la o asemenea execuție, la minge atât de înaltă. Se cere hands, aici Van Fulop, nimic din partea lui Marius Avram. Din ce în ce mai izolat Hazard. Vașvari pentru Akbar, pleacă din nou Ștefan, deci în stânga Vașvari, combină cu Ișvan Fulop, a plecat Dimitrov, Carnat, nu a mai plecat Fulop. Degajează Guzman Viera, doar Tincu acolo. Diaz, un dribling reușit. Dimitrov pentru Carnat, combină cu Dimitrov, îi rezistă acolo lui Bușu. Cearcă să paseze totuși ceva mai repede cei de la Sepsi. Diaz, din nou Vașvari. Nu sunt culoare, nu sunt spații pe nicăieri. Acum Fulop, șutul lui Fulop, departe. Hermann și-a lăsat săpat tranșii, a pus și sârmă ghimpată în fața propriului careu. E aproape imposibil pentru Sepsi, mizează pe realizare personală formația lui Leo Grozavu. Galeria din balcon încearcă să facă un pic de atmosferă. Mâine seara avem de la ora 20 CFR Cluj FCSB. Iar pe Digisport 2 de la 20:30 Real Madrid Eibar. Dar mâine la prânz, mă rog, la prânz, după amiază, la ora 15, un meci tare din primera, Athletic Bilbao, Atletico Madrid. Diaz, nu a fost Akbar, minge care ajunge la Fulop. Combină cu Dimitrov, Fulop. Este Tincu. Macină în gol Sepsi pur și simplu. Parcă asediază o cetate închisă. Da, dar Hermann Jean nu are probleme. E, să spunem, o presiune pe care o absorbe relaxată în echipa lui Vasile Miriuță.
câți oameni are în defensivă. Aici rămâne liber Ambar, dar voleul său este complet ratat. A lovit cu glezna. Ce bine a venit mingea. Ce bine a venit mingea pe voleu. Și cum rămâne acolo, dar apare el foarte bine în careu. Simte faza, simte centrarea, țâșnește. Se oprește pentru a executa voleul, dar a bărbierit acea minge. Tot Akbar, deposedat de Romario. E din spate, s-a părut că s-a dus la minge Romario Pireș. A un moment ceva mai încins. Un dialog între Romario și Tingu. Iată intervenția lui Romario. Da, și cred că s-a dus cu dreptul mai întâi, poate acolo să fie contactul. A dat cartonașe Marius Avra. L-am văzut ducând mâna la buzunar. L-a găsit. Fără mari probleme, jocul pentru Marius Avram. Da, a primit și un jucător, Vașvari, a primit galben. L-am auzit pe Grozavu spunând, certându-l pe Marius Avram, mie de ce mi-ai dat cartonaș? Pires vede și el cartonașul galben. Ia să vedem cine se duce să dea un gol. Foarte haios această ambianță. Da. Mă duc să dau un gol și vin, nu? Da. Un gol și vin sau vin mă întorc? Părea că vorbea cu cineva la telefon acasă. Da. Pentru că ne apropiem de finalul meciului, pe digisport.ro puteți afla când vrea Bogdan Mintila, antrenorul celor de la FCSB, să joace cu suporteri în tribune, și pe site imaginile extraordinare cu fanii de la Sfântul Gheorghe în balcoanele blocurilor din jurul stadionului. Și de asemenea ultimele vești despre Kylian Mbappé, dorit de Real Madrid. Da, cred că se auzea vocea lui Leo Grozan. Wake up, wake up. Da, doarme cineva pe teren. A dormit cineva și vrea totuși să termine meciul în 11, nu în 10. Cine să fie de la Sepsis Sfântul Gheorghe, oare? Sunt destui jucători străini. A apărut destul de amorțit, într-adevăr, Sepsi. În repriza a doua. Ne așteptam așa la mai mult zvâc în partea trupei lui Leo Grozavu. Akbar pasă în centru pentru capitanul Gabi Vașvari. E un specialist al paselor lungi. Dimitrov deschide unghiul de pasare carnat, dar e o nesincronizare între cei doi fotbaliști și aici un fault. Intervenția neregulamentară a lui Ijvan Filov asupra lui Dumitriu. Socoteala e simplă și pentru Hermannstadt, un punct de plasare excelent. S-ar duce la 4 puncte de locul de retrogradare directă ocupat de Chindia. Un punct pe un teren complicat. Da. Și la 3 de locul de baraj ocupat de Poliaș. Mâine viitorul Poliaș. Intră și Tătar. Încă un fundaș. Da. În locul lui Petrișor Petrescu. Da, rămâne doar Iazalde, jucător ofensiv. În acest moment are benzile betonate cu câte doi fundași de meserie. Vasile Miriuță. Doar Iazalde, care trebuie să fie foarte frustrat. A rămas singur în atac de o bună bucată de timp. O să pasă cu pieptul a lui Șafranco. Intervenție importantă aici. Intervenția lui Vodă. Foarte bine a strâns în centru lateralul dreapt al Sibiului. Îl pierdut de Dobro Sablevic cu Șafranco. O degajare lungă apoi a lui Osman Viera. A aruncat de la margine Vodă. Tătar. Da,
Etapa viitoare, etapă intermediară, marți, Sepsi, iată, nu se mișcă de la Sfântul Gheorghe, o va întâlni pe voluntari, invincibilă echipa lui Mihai Teja, timp ce Hermannstadt se va odihni, are meciul cu Dinamo, Iazalde, centrare prinsă de Nițui, ce frumos a descurcat Iazalde. Da, și pentru prima dată, cred, când a intrat pe teren, Bușu calcă în careul celor de la Sepsi. Așteptăm minutele suplimentare. Ce trecere superbă a lui Iazalde, apoi centrarea cu efect în 6 metri. Așadar, următorul meci al lui Hermannstadt va fi tot în deplasare cu Viitorul. Peste o săptămână. Interesantă situația lui Dinamo. O să vedem de urmărit ce se va întâmpla cu această echipă. Urmează Fotbal Club, emisiunea moderată de Radu Naum și probabil se vor mai afla vești între timp de ce se întâmplă la echipa pregătită de Mihalcea. Poate nu apucă să debuteze Adrian Mihalcea, nici de glumă nu e bună, dar iată, de când a venit nu a apucat să arate ce știe. Contrat acolo Dimitrov și a fost o reacție nervoasă a bulgarului. Să vedem ce decide Marius Avram. E lovitură liberă pentru Hermannstadt. Ia să vedem. L-a șters din greșeală, da, e absolut involuntar ce s-a întâmplat. Era în cădere, nu avea cum să-și controleze mișcările. Da. Da, nu a dat lovitura liberă pentru Hermannstadt. Se va relua cu minge de arbitru, cred. Pentru că nu a fost fault. Se ridică Bușu, doar l-a șters, se pare, cu gheata peste față. Dar până la urmă, ambele echipe au creat câte o fază în acest meci, din care au reușit să marcheze. Cam aceasta ar fi istoria pe scurt. În rest, nu am avut ocazii, nu am avut faze. Puțin, dar mult. Pentru că, esență. Exact. Totuși, golurile au fost niște realizări foarte, foarte frumoase și procedee diferite. Buena. Nu vine pasa lungă. Continuă să prime balonul la firul ierbii. Trupa lui Leo Grozavu, Akbar în stânga pentru Florin Ștefan. Nu i-au ieșit depășirile, nu i-au ieșit centrările după pauză lui Florin Ștefan. El aruncă această minge până la Gabi Vajvarin, cu numai intra în ultimul minut de joc. Ștefan, poziție regulamentară, centrare, a și alunecat, minge este respinsă de Sergean Lukin. Mai are cel puțin o șansă de echipa gazdă, măcar o posibilitate de a duce balonul în care se întâmplă acest lucru. Au de poartă, mingea a trecut prin fața lui Carnat, derutat de acea săritură din fața lui, a lui Șafranco, nici Viera n-a intervenit. Hai lateral, bătrâne, hai tăti! Na, prea puțini oameni, totuși, acolo în fața porții pentru Sepsi la această centrare. Vajvari, Akbar, aruncă la întâmplare această minge, faultat Tătar. Faultat de Thomas Diaz și Hermannstadt se pare că va pleca de aici, de la Sfântul Gheorghe, cu un punct. Al treilea rezultat de egalitate pentru Sepsi în play-out. Ultima fază, Dobrosavlevici undeva într-o zonă laterală spre Iazalde, care dărâmă pe Ștefan, fault în atac, care isterizează pur și simplu pe cei de pe banca Sibiului. Urlă toată lumea. Băi, ce dai, s-a auzit. Și e final. Final de partidă. Sepsi Sfântul Gheorghe termină la egalitate cu Hermannstadt 1-1. Filop a punctat în minutul 25. Iazalde a egalat în minutul 46. Urmează Fotbal Club. Vă așteaptă Radu Naum alături de invitații săi. Am fost pentru dumneavoastră Ionuț Angheluță și Andrei Tivirichi. La revedere!
Punct important luat de Hermannstadt pe terenul cel de la Sepsi, în condițiile în care două goluri din